astăzi încă o dată că am dat și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt de acum în vecii vecilor. Amin. Vă rog să mă scuzați că nu pot vorbi mai tare, că sunt foarte rădușit. Dar Dumnezeu este acela care ne dă putere în toate. Amin. Datoria noastră este ca să venim înaintea Lui așa cum suntem. Să ne mărturisim ceea ce am și făcut în cea de prima plecare. Fiecare cred că a venit cu o inimă sinceră, neprefăcută și nu a spus nimic. Că cred că atât, că în fața lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Dar omul în sinea lui așa este. De multe ori nu se recunoaște. Și noi avem pretenția ca Dumnezeu să ne lucreze. Și de aceea vedem de multe ori în adunare ceea ce se întâmplă. A fost cea de-a doua plecare. Rugăciunea a fost așa cum a fost. Întrebarea mea este, am eu cutezanța să vin cu cauza mea la picioarele Domnului? Pot eu să vin în starea care mă aflu? Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să vin înaintea lui Dumnezeu. Cât despre mine, n-am cuvinte pe buze să-i mulțumesc cât de mult bine mi-a făcut. Ca drept dovadă că ne aflăm în locul acesta. Toată viața trebuie doar să-i mulțumim. Și cum mulțumim? Doar de pe buze? Prin fapte, prin dragoste, prin voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos n-a rămas doar la starea de a vorbi. Oriunde a mers și-a predicat cuvântul lui Dumnezeu. A făcut și fapte. Ieșind din adunare, făcea fapte vrednice de pucăință. De ce? Ca să fie pildă pentru noi. Degeaba credem noi că venim la adunare, predicăm frumos, cântăm frumos, stăm frumos pe bănci și când mergem afară, suntem altfel. Trăirea noastră contează. A omului creștin. Viața unui creștin trebuie să fie cu adevărat o lumină, zice cuvântul. Unde este lumina la noi? Care este lumina? Cine este lumina? Nu s-o prepară de întrebări, la care cred că frații care trece pe aici ne vor da și răspuns. Suntem o jefă de rugăciune. De aceea, vă rog să vă ridicați în picioare și ca să-i mulțumim, voi da ce vreme mi s-a deschis la Psalmul 15.